Păcatul ne desparte de Dumnezeu și orice am faci, oricât de morale am trăit, oricât de multe fapte bune ne-am dorit, oricât bani am dat, nimeni nu ne poate ierta păcatul și împăca cu Dumnezeu decât El. Fără Dumnezeu am fi pierduți nu doar în veșnicie, ci dați-mi voie să vă zic și în această viață, în care rămâne un gol, un gol al sufletului nostru pe care îl resimțim cu toții. E acel gol existențial, acel gol lăuntric care te trezește de dimineață și te ține treaz noaptea târziu. Fiindcă se vrea umplut. Și mulți caută să-l umple cu semnificație. Unii cu realizări, alții cu plăcere, alții cu bani. Adaugă la listă ce vrei tu, golul acela, tu știi prea bine, fiindcă ai trecut pe acolo, am trecut și eu. Nu poate fi umplut. De ce? Fiindcă e normal. E un gol care nu e de natură materială să-l umpli cu materie, cu lucruri materiale, ci este un gol spiritual și nu poate un umplu umplut decât de Dumnezeu, fiindcă lipsa, piesa lipsa puzzle-ului vieții mele și a sufletului tău e Dumnezeu. Fără El viața nu face clic. Și știm bine că viața pentru mulți dintre noi nu face click. Ocate aveam paler într-una din meditațiile sale, spunea atât de fain. De ce oare astăzi avem clădiri mai mari, dar suflete mai mici? Autostrăzi mai largi, dar minți mai înguste, case mai frumoase, dar mai destrămate. Avem mai multe accesorii, dar mai puțin timp. Mai multe funcții, dar mai puțină minte. Mai multe cunoștință, dar mai puțină judecată. Avem mai mulți experți și totuși mai multe probleme. Mai multă medicină, dar mai puțină sănătate. Am adăugat ani vieții și nu viața anilor. Am cucerit spațiul cosmic, dar nu și pe cel interior. Am făcut lucruri mari, dar nu mai bune. Am curățat aerul, dar ne-am poluat cugetul. Am cucerit atomul, dar nu și prejudecățile noastre. Scrie mai mult, dar învățăm mai puțin, plănuim mai multe, dar realizăm mai puține. De ce? Oare? De ce? De ce viața nu face clic? Fiindcă și aici intervine scriptura. Fiindcă am uitat esența, am uitat conexia, am neglijat un aspect vital al ființei noastre și anume, ne-am îngrijit de toate, dar nu de suflet. Ne-am legat de toți, dar nu de Dumnezeu. Ne-am umplut cu lumea, dar am uitat cerul. Și atunci ne mirăm că viața nu face clic. Dar cum? Noi am fost creați de Dumnezeu să-L căutăm pe Dumnezeu. Psalmul 42, cum tânjește un cerb după izvoarele de apă, așa tânjește sufletul meu după tine, Dumnezeule. De deci ce atât de imperativ să ne rezolvăm problema disfuncției noastre ontologice? Să umplem acel gol, să ne reconectăm cu Dumnezeu și singura cale e mântuirea. Mântuirea nu e doar o cale de avarie, să scap de iad. Mântuirea e cu mult mai mult. În mântuire Dumnezeu îți adună cioburile tale sparte. Dumnezeu adună piesele puzzle-ului tău și le pune în șablonul special croit de El. Când tu te împaci cu Dumnezeu, tu îți găsești rostul, tu îți împlinești scopul pentru care ai fost creat. Sufletul tău ajunge să se contopească cu Creatorul său, te legi la sursă, te golești de tine și te umpli de el. De aceea omul are nevoie de Dumnezeu, fiindcă fără Dumnezeu, spunea țuțea fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal rațional și vorbitor care vine de nicăieri și merge spre nicăieri și rămâne așa chiar dacă e laureatul premiului Nobel sau un simplu măturător. Cum ne putem reconecta cu Cel Divin prin credința noastră în jertfa lui Hristos. El a murit în locul meu, în locul tău, a purtat plata păcatelor noastre deschizând calea spre reconectarea ta cu Dumnezeu. În alte cuvinte, El a murit ca tu să trăiești, dar nu pentru tine, ci să trăiești pentru El, și trăind pentru el, să nu mai zidești în van doar pe orizontală, ci viața ta să prindă un sens vertical cu un rost veșnic.